Atenție, șofer, softul informatic pentru plata rovinietei și a taxei de pod de la Cernavodă intră în mentenanță până aproape de finalul săptămânii. Astfel că, pe timpul nopții, pentru o scurtă perioadă, nu va fi posibilă plata rovinietei și a tarifului de pod. Aveți însă alternative pentru a nu fi contravenienți. Dacă urmează să plecați la drum lung, trebuie să știți că softul informatic pentru plata rovinietei și a taxei de pod va fi întrerupt în următoarele 4 zile. Nu constant, ci pe anumite perioade și în cursul nopții. Sistemul intră în aceste zile în mentenanță. Este normal pentru această perioadă a anului. Orice sistem electronic trebuie și întreținut pentru a funcționa în parametri optimi. Până vineri 2 noiembrie, funcționarea softului va fi întreruptă în intervalul orar 1-2 noaptea. Practic, în perioada în care acest sistem va funcționa cu intermitențe, și aici vorbim de un interval orar extrem de restrâns, e vorba de o oră în timpul nopții, șoferii pot plăti, dacă este vorba de tariful pentru pod, pot plăti până a doua zi la ora 24, 23:59 de fapt, pot plăti tariful de pod la orice benzinărie, ori prin SMS. În ceea ce privește rovinieta, șoferii pot plăti după ce au trecut în aceeași zi până la ora 24. Pentru achitarea taxei pentru trecerile efectuate pe podurile peste Dunăre de la Fetești la Cernavodă astăzi, se poate face până cel târziu la ora 24 a zilei următoare. Utilizatorii rețelei de drumuri naționale care folosesc pe 3 noiembrie infrastructura pentru care se aplică tariful de utilizare pot achita rovinieta până cel târziu la ora 24 a zilei respective.